Ion a evocat cântul 19 din Odiseea, unde elementul pe care nu l-a evocat este sângele. Ca aceste eidola, imagini, umbre, să capete o oarecare consistență și să poată vorbi, el a avut nevoie de sângele unui animal care a fost jertfit. Și în lumea noastră, în care nu mai jertfim animale, pentru că am fi dat în judecată de Digitator pentru protecția animalelor, există totuși ceva care în societatea noastră nu este prețuit și este puțin practicat. Acest lucru este iubirea față de lucrurile care merită iubite și admirația față de lucrurile care merită admirat. Gabriel Linceanu are în grad extrem aceste două reușiri. Capacitatea de a admira și capacitatea de a iubi. A scris niște declarații de iubire care emulau în panteonul lui secret și public cu exercițiile de admirație a lui Celan. Dar dincolo de declarațiile de iubire a lui Gabriel Linceanu, există de-a lungul întregii cariere publice și dincolo de cariera publică, în toată viața lui, un soi de obstinată orientare spre închinarea la valorile pe care le admiră. În viața privată este un om care știe să laude atunci când crede că ceva merită lăudat, dar în spațiu public este cel care ne-a obișnuit, fie prin fapte, cum este editura Humanitas, care poate fi înțeleasă ca astfel de fapte, o editură dedicată lucrurilor care merită admirate, dar gândiți-vă la portretele pe care le-a dăruit. Cine în literatura română, în cultura română, a mai construit portretul unui om, cum a făcut-o Gabriel Linceanu cu Constantin Noica? Să nu vă înșelați. Felul care îl vedeți pe Constantin Noica este felul care l-a iubit Gabriel Linceanu pe Constantin Noica. N-aveți alți ochi de a-l vedea decât iubirea pe care a știut să o exprime literar atât de remarcabil. I-a fost dat lui Gabriel să aibă și norocul unor întâlniri pe măsura cărora inima lui era deja croită. Întâlnirea cu Alexandru Dragomir. Acest om ar fi sfârșit în anecdotică. Altfel spus, în repertoriul restrâns de memorabilia ale câtorva prieteni. Dacă Gabriel Linceanu nu și-ar fi dedicat admirația și iubirea față de Alexandru Dragomir, ca să ne dăbească cele 5 volume din ceea ce mine mă întreba că este opera. Astăzi știm că este opera. Știm acest lucru datorită dragostei și datorită admirației eficace a lui Gabriel Linceanu. Am ținut să-i aduc acest elogiu public pentru că spațiul nostru public strigă, urlă, precum în Evanghelie, pietrele care strigă în locul celor care nu se indignează. Urlă după puțină iubire și după puțină admirație. Ori trebuie să spunem că în mijlocul nostru este cineva care știe să admire și care are și eficacitatea admirației. Dovadă multele cărți care au ieșit din acest tip de iubire. Iar cartea Măștile lui M.I. este un astfel de dovadă a eficacității, admirației și iubirii lui Gabriel Linceanu. Îi dau cuvântul, după ce voi citi ultimele cuvinte ale acestei cărți, celui care a produs-o. Cartea se încheie memorabil și mi-a venit în gând să vă citesc încheierea atunci când Ioana s-a întrebat dacă până la sfârșit aflăm cine este cel Bănescu. Iată cum se încheie această carte. Vorbește Mircea Ivănescu. În Henric, lui Shakespeare, este la un moment dat un dialog între Henric, mă rog, și nu mai știu cine. Și ăla îi spune, uite, ești îmbrăcat în rasă de călugări, dar ceva ți-a îmbrăcat pe sub mânecă, ca un șiret. Și îi trage de sub palmă și iese un șiret. Și îi zice lui Henric, e viața, monseigneur, e viața care îți scapă din mână. Gabriel. Da, frumos. Așa mi-a scăpat dumneavoastră în toate zilele astea.
Acum mă duc, Monseniore, îi spune Gabriel Vincianului Mircea Ivănescu, să modelez în materia brută a discuției noastre. Mă bucur de pe acum, Mircea Ivănescu. Sper totuși să nu vă scap, asemenea și retului din mâneca lui Henry. Sper să nu vă scap. Și Gabriel, vă mulțumesc. Minunată poveste mi-a spus. Gabriel Vincian. Întâlnirea de astăzi seară, la întâlnirea asta am venit cu o proiecție. Proiecția pe care mi-a dat-o ultima întâlnire de aici, care era dedicată lui Petru Creția. Și atunci am simțit un timp de grație. Nu știu când a fost, desemnă în urmă cu un an, și atunci am avut senzația că ne întâlnim la Institutul Cultural Român, nu pentru a crea, a bifa un episod cultural, ci pentru a ne bucura în jurul unui om. Pentru mine o seară ca asta nu are valoare și eu visez să o fac așa și s-o făcut noi toți așa, decât în măsura în care ne vom bucura prin cultură și dincolo de ea. Dacă Mircea Ivănescu, cartea asta de dialoguri cu el și poezia pe care l-a făcut-o nu va deveni la capătul seriei astea un prilej de bucurie pentru noi, întâlnirea noastră e ratată. Deci fac efortul să vă văd nu ca pe niște oameni care ați venit la un eveniment cultural, ci ca la unii care așteaptă ceva. Iar eu simt nevoia să vă dau ceva. Un timp de grație. Asta aș vrea să fiu obținut. Și am să încep de aici. Nu m-am dus la Mircea Ivănescu, așa cum spunea Părăia Patapievici înainte, cum m-am dus la ceilalți cu inima deja deschisă, cu o îmbrățișare gata existentă. Nu-l iubeam deloc, pentru că nu-l cunoșteam. Ceea ce este uimitor este că la capătul acestor 10-12 ore, ceva s-a schimbat complet în premisele, în relația noastră, așa cum arăta ea la început. În întâi, vreau să vă spun câteva lucruri despre culisele cărții. Eu concuram, să știți că orice om concurează. Când faci un gest public, intri în concurs. Nimeni dintre noi nu trăiește în afara acestei distanțe evaluatoare, unde suntem în raport cu ceilalți așezați. Iar eu trebuia să măsor distanța în raport cu cartea doamnei Antoaneta Ralian în dialogul cu Radu Paraschivescu. Ea era prima apariție din seria Portrete în dialog. Și concuram cu ei. Și mă gândeam așa, oare Mircea Ivănescu o să fie la înălțimea doamnei Antoaneta Ralian? Iar eu o să pot să fiu la înălțimea lui Radu Paraschivescu. Ștacheta era foarte sus, pusă de ei. Și teama mea de a cădea sub nivelul ăsta era mare. Asta a fost însă așa o chestiune formală, pentru că pe urmă am intrat pe terenul de joc și am uitat totul. Doar la sfârșit m-am gândit din nou dacă această carte stă în cumpără în cealaltă. Și sunt oarecum fericit să spun că da, bănuiesc că stă. Vă spuneam că m-am dus acolo, în casa lui, în lunile aprilie și mai ale anului trecut, o lună și jumătate mai târziu el a ieșit pe scena vieții, m-am dus fără să-l cunosc. M-am dus ca un editor, autor. M-am dus ca un om care nu croia, nu se raporta la el, decât ca la un autor. Traversase trei perioade ale istoriei, trei epoci. Interbelicul, perioada în stare de comunismului și a victoriei lui și a viitorului lui luminos și perioada de după 90. Traversase trei epoci ale istoriei. Nu e puțin lucru să ai în față un asemenea om. Și îmi spuneam ca unul care
aveam în mână o agendă editorială că o viață de genul ăsta trebuie cumva prinsă pe o peliculă. Și asta era tot ce-mi propusese. Mă pregătisem. Nu făcusem lecții, eram cu minte. Și am rămas cu tipul de a face lecțiile acolo unde îmi place materia. Și de multă vreme nu mai fac decât lecții care îmi plac. Așa încât am citit poezia lui Mircea Pipănescu și am citit cam tot ce se scrisese critic. Dar nu eram în stare să discut cu el și îmi propusesem asta, pentru că n-aveam calitatea, n-aveam competența să fac hermeneutică poetică cu el. Și cum vă spuneam, l-am abordat în simpla calitate de martor al istoriei. Și până s-a întâmplat ceva foarte ciudat la care am să ajung imediat. Suntem ca în culise. Trebuie să vă imaginați un om care de vreo 7 ani de zile stătea întins pe o canapea, se dea jos doar pentru cu greu, doar pentru abluțiuni, le zilnice. În rest, stătea de 7 ani cu 4 ore. Era, cum spunea el, cu distanța asta teribilă pe care o pune între vorbe și sentimente, pe patul de suferință. Evident că era de suferință, dar așa cum o spunea, nu transbărea apetismul suferinței nici cum din vocea lui. Stătea într-o casă oarecum căzută în paragină, în spatele lui era un perete, o crăpătură mare, nereparată, tavanul era plin de tencuiala care dădea să se desprindă, atmosfera era de casă muxită, veche, necurățată, mizeră pe-a locului, o bucătărie tristă. Și ăsta era peisajul. Era un peisaj cu adevărat crepuscular, trist. Și omul care era în fața mea de fiecare dată, mă aștepta întins cu o pătură pusă peste el până la bărbie, vorbea, nemai văzând cu privirea frontală, ci doar vag cu periferia ochilor, vorbea uitându-se undeva, oarecum ori, în fața lui, și eu știam că mă vede vag cu ochiul său. Și discuția asta a început cu tracul de care vă vorbeam, pentru că nu știam dacă vă reuși sau nu. La capătul ei eram dispus să accept eșecul și să las totul val de la sfârșit. Dar nu numai că nu s-a întâmplat așa, ci s-a întâmplat ceva ce aș vrea să vă povestesc. Sper să reușesc. Pentru că e un gând, o stare. Vă mai spun, intrând puțin în structura, în tehnica, să zicem, de construcție acestei cărți, că da, ea este intens ludică, e o carte ludică. Dar știți, este o carte ludică oarecum unică, pentru că se petrece în fața morții. Să te joci în fața morții e un lucru pe care nu-l pot face mulți oameni. Nu eu am vrut merit că mă jucam în fața morții lui, ci el are meritul că se juca în fața morții lui. Eu am putut să suport jocul ăsta. Pentru că știam că așa e. Fiecare discuție începea cu un palin dacă mai prinde discuția viitoare. El a terminat discuția, dialogul nostru și până la și acum am să încerc să vă spun. Da. Mi-am distribuit rolul. Mi-am reglat imediat vocea. Pentru că am simțit că am în față un personaj care scapă ca pește. Era teribil de greu de prins în lucru. Și lucrul ăsta m-a îngrijit. Am vrut să-l înghesui. Însă el avea o mobilitate pe care eu nu aveam. Imaginați-vă un ring pe care unul este prințar, are joc de picioare și celălalt e greoi. Și că ei trebuie să danseze împreună pe ringul ăla. Și atunci mi-am zis că e în regulă. Eu trebuie să joc rolul rigid, rolul personajului creionat din câteva trăsături, mai precis al prostului, a făcutului de prostul, pentru ca celălalt, crezând că are doar un prost în față, să înceapă să-și dea drumul.
Și am iluzia că această stratagemă a reușit. Mă făceam tot timpul că sunt uluit, că sunt uimit de câte pahare bea, sau de câte cârciuri vizitase, de cât de mare era lista lui, de câte pisici avea, și cum e posibil să avea pisici, așa mai departe. Văzusem destul de oameni care păuseră ca el, văzusem și oameni cu multe pisici în viață, dar părea că se petrece ceva uimitor pentru mine. Și lucrul ăsta, aflându-se în fața unei inocențe perpetue, îl provoca. Așa i-au căzut unele măști, sau încet una câte una, din fericire din toată. Și acum am să vă spun ce am simțit după ce a apărut și unde vreau să ajung, certându-mă cu Mircea Crăfărescu, pentru că ceea ce a spus mă slujește teribil ca să mă face să înțeleg unde m-am împins această fată. Cartea s-a terminat și mi-am zis, și la ce-i pun acum? Am făcut portretul pitoresc al unui personaj fascinant. Personajul fascinant. Și am fixat un personaj fascinant. Și valoarea lui stă la asta că e fascinant, atunci ceea ce a ieșit aici o simplă carte de literatură, ca să zic așa. Sau una de mărturii. Și asta e tot. Dar eu am stat de vorbă cu un mare poet. Da. Eu n-am discutat despre poezia lui decât în trecere și la nivelul unor principii. Se minte în poezie, etc. Dar nu m-am apucat să invoc versurile lui și nu m-am apucat să scormonesc în laboratorul lui de poet. Deci nimic despre toate astea. Și mi-am zis, eu parte în fond tratată, pentru că nu aruncă nicio punte spre fapta pe care Mircea Ivănescu a făcut o lume în viața lui, în lumea noastră. N-aruncă nicio punte către poezia. Și atunci, el este un simplu document care putea să fie smuls unui om cu orice altă profesiune de pe lume. E o întâmplare că îi pot. Apoi, după ce am stat de vorbă cu el, pentru că m-am îndrăgostit de el, cum vă spuneam, m-am dus perfect neutru, și pe urmă pe drum, fiecare dintre noi, în întâlnirile noastre, ne așteptam unul pe altul, cu drag, cred. Și după ce a dispărut, și după ce partea a apărut, mi s-a făcut un teribil dor de el. Și mi-a fost foarte necaz că nu poate să citească cartea. Și atunci am început să-i recitesc poezii. Și s-a întâmplat lucrul ăsta pe care vreau să vă dau seama. Recitindu-le cu discuția avută între noi în minte, poezia lui mi s-a părut că îmi oferă cheile. Mai rău, am ajuns la prezumția că am intrat chiar în posesia cheilor poeziei lui Mircea Ivănescu. Mai rău, mi-a intrat în minte că lucrurile astea n-au fost neapărat sesizate de excelenți critici care au vorbit despre el. Și mi s-a părut că acest privilegiu cu care m-am pomenit în brațe ar trebui să funcționeze cumva în lume. Și tot citind eu poeziile lui și începând să le văd cu totul alt soc decât le citisem înainte de a-l vedea, am simțit nevoia. Pentru că auzisem în jur prieteni care după ce au citit cartea mi-au spus, am fost curios să văd poezia lui. M-am dus, am luat cărțile, n-am văzut rău. Nu spune nimic. Totul a culminat cu momentul în care Dance Mihăilescu, marele prezentator al cărților de literatură culturală de la noi, a apărut zilele trecute la televizor în emisiunea lui de la ProTV și a zis o carte fascinantă. Acum trebuie să știți că e despre un om care cu tare și cu tare și care mie, ca poet, nu îmi spune absolut nimic. Pun asta în relație cu ceea ce a spus Mircea Cărcărescu la sfârșit. El a vorbit super despre, a fost un minunat discurs despre poezia lui Ivănescu, o încadrare minunată și mi se pare că la sfârșit, spunând, nu, asta nu știu dacă e mare sau nu, evident asta, poate să spună și spunem oricare dintre noi, dar a spus, focul pe șira spinării, care e semnul poeziei mari, nu l-am simțit.
Ori eu vreau să vă demonstrez ca într-o, și termin în 5 minute, cred, maxim 10, dacă mă suportați, vreau să fac aproape ca o comunicare la un congres de fizică, în bine fizică, că ești doar aici. Și vreau să vă demonstrez că poezia lui Mircea Ionescu îți dă foc de șirea spinării cu condiția să ai acces la o anumită piele. Care este piele? De unde vine piele? Eu nu cred că avem acces la la o producțiune artistică pe lumea asta, decât dacă suntem în stare să coborăm în biografia creatorului. Bineînțeles, o să spuneți, dacă asculți un concert de pian al lui Mozart, îți place indiferent cine e în spatele concertului, care e viața autorului. Nu are importanță cum era Mozart. Lucrurile astea sunt și nu sunt adevărate. Merg atât de departe încât, iată, crepuscul vieții, mi-a intrat în cap că tot ceea ce scoatem noi pe gură, dacă ne apucăm să funcționăm în spațiul unei creativități de orice tip, tot ceea ce spunem în mod public, își are o rădăcină într-un episod sau altul al vieții noastre. Cu alte cuvinte, că tot ceea ce facem într-un spațiu public și expresiv, își are cheia într-o regiune secretă. Și că mulți dintre noi vorbim exprimând inconștient secretele proprii noastre vieți. Și că, în orice caz, dacă vrem să avem acces la articulația ultima a unei creațiuni, atunci trebuie să avem o cale de intrare către regiunea secretă a vieții autorului acelei creațiuni. Cu alte cuvinte, cred că sintagma atât de stupidă în care am fost crescuți în copilărie, la școală, viața și opera, este un lucru foarte grav. Și că nu o să înțelegem niciodată opera cuiva, dacă nu avem acces la secretul vieții lui. Nu așa ca mama școlară. Și lucrul ăsta mi-a venit în minte și mi-a intrat în cap de câțiva ani buni de zile. Din cauza filozofiei, în primul rând. Oamenii cred mereu și există un gânditor anume care a acreditat această idee profund falsă de Hegel, care a crezut că există gândire pură. Și expresia asta, gândire pură, îi aparține. E sintagma pe care a folosit-o și pe care toți care au venit în urma lui, o linie mare, a crezut că se poate instala, omenește vorbind, un individ în gândirea pură. Aici confuzia este enormă. Gândirea abstractă este un lucru și gândirea pură e altceva. Gândirea abstractă există și noi gândim abstract la tot pasul, dar gândire pură nu există. Nu există decât gândirea care s-a întrupat. Oamenii nu pot gândi pur. Gândesc întrupat. Altfel spus, gândesc cu viața lor secretă la un loc. Și e o șansă atunci când putem ajunge la această articulație secretă a vieții. Criticii care au scris despre Mircea Ionescu au făcut remarcabile analize formale, tehnice, dar au ratat întâlnirea poeziei lui Mircea Ionescu cu viața. Și doar atunci când această întâlnire se va produce, vom ajunge să simțim focul pe șirea spinării. Și eu vreau să vă dau în următoarele 5 minute, după care mă așez jos, cum arată focul ăsta când îl raportez la precedentele biografice care sunt cheia în lucrul sau. Ideea mea nu este chiar atât de originală și de... Doar am trăit-o. Matei Călinescu, în prefața la o antologie masivă pe care a făcut-o din poezia lui Ionescu, spune la un moment dat acest lucru. Poezia lui Ionescu nu e numai autoreflexivă și secret sau deschis intertextuală. Al minte spus, cheia la ea nu aveți numai prin accesul la
latura livrescă, la aluziile culturale, intertextuale care există acolo. Cu puneri în abis mai ușor sau mai greu de observat. Dar, și adeseori, secret autobiografică. Asta printr-o transparență specială, în care secretul se topește și devine invizibil. Cei care nu-l cunosc personal de poet sau măcar episoadele importante ale vieții lui, vor ghici cu greu această dimensiune și scrisul său. Într-un viitor nu prea îndepărtat, doar o biografie, generată de o mare devoțiune pentru opera acestui mare poet, o va ilumina. Ei bine, am găsit rostul acestui volum în raport cu poezia lui, mi-am dat seama că Mircea Ivănescu, în stilul lui voalat, mi-a pus în mână o serie de chei. Iar cheile ne-au făcut să mă întorc către poezia lui, obținând focul pe șira spinării pe care Mircea Cărtărescu nu l-a simțit în cazul lui. Și iată cum am să procedez în demonstrația, în comunicare, în ala comunicării ăsta, cu locul de fizică. Am să vă citesc, în primul rând, un pasaj din Marturii Divine în discuție. Stați-vă în care. Așa. Așa. Cum ați cunoscut-o pe, cum îmi conumesc eu unii dumneavoastră din Sibiu, pe doamna Stella? Nu credinie, spui doamna Stella. Soția lui Cerut. Am cunoscut-o aproape imediat după ce am ajuns la Ager, că era secretară de astea din serviciul de coordonare, adică împărțea telegrame, le lua apoi prelucrat de la redactor, le ducea la diferite vize și a fost foarte impresionat. Eram la un moment dat singur și am povestit câte ceva din viața mea și s-a stabilit între noi un anumit gen de comunicare care s-a întâlnit și prin faptul că drumurile de întoarcere, care erau mai totdeauna noaptea, târziu, tura de după amiază se prelungea elastic până la ora de închidere a paginii externe din Scânteia. Aveam același drum, ea locuia pe strada Supine, undeva pe lângă piciorul Mihai Viteazul, iar ei stăteam în câștiți, în alea spătală. Da, locuia într-adevăr aproape. Strada Sulpine era 2 pași de bulevardul Carol, Republice, etc. Traian, nu știu unde se face Sulpine, la dreapta, zic că... Așa e. Ea era într-o relativă criză morală. Fusese căsătorită și știți, poate că exista o diferență de vârstă între noi, destul de mare, 19 ani. În ce mă privește, cred că era pur și simplu milă de mine. Pentru că ajunsese, cum ziceam, să îmi cunoască viața. Cam atât e în stare să dea jos din mască Mircea Ivănescu. Când îi citești poeziile, încep să înțelegi ce, cum arată omul devoalat, complet. Pentru că aici nu mai există noștri în poezie. În felul lui de a vorbi, ați văzut că vorbește cu o distanță care îți dă senzația că avem vedere pe altcineva, nu pe el. Și pe urmă, iată-l vorbind ca poet. Poezia se numește din când în când. Ho, ho. Ho, ho, veți vedea. Că vine de la ho. Știm povestea spusă de el. Știm bine străzile. Știm casa unde stătea. Știm strada Supinei, care era la 150-200 de metri de casa lui, pentru că știam bine strada Supinei, pentru că stătusem în cartierul ăla. Cunoscând totul în mod concret, ca să zic așa, încarnat, întrupat, i-am citit poezia altfel. Și atunci, asta tot vreau să vă spun, am obținut focul pe șira spinării, pe care înainte, mă rog, să nu înțelese nimic. Mi-am imaginat, lui Ivănescu, venind pe jos, îndrăgostit pe viitoarea lui soție, venind pe jos cu Stella Ivănescu de la Ager, este la Casa Scânteii, numai ce Casa Presbiterului, și venind pe jos până lângă Biserica Armenească,
Trecând de ea, ajungând prin dreptul foișorului, lângă la dreapta, oprindu-se în dreptul casei Stelei Ionescu, rezemându-se de sine, el vorbind într-una și spunându-i cât de grea e viața pentru el, cum trăiește el cu un frate care s-a sfâncis pe creier, cum ar vrea să dispară din lume și cum aceasta e strategia unui bărbat, care evident că va obține afecțiunea femeii pe care, de care s-a îndrăgostit. Și lucrurile au arătat de semne așa. Și atunci poezia sună altfel când o citești cu această scenarită. Sigur, adevărata ființă nu se arată decât rare ori. Asta să însemne din când în când. Adevărul ei pentru mine atunci, dar există mai multe adevăruri pentru fiecare altul care ne stă în față. Adevărul ei a fost poate noaptea aceea târziu, când hohotind, cu spatele sprijinit în peretele casei ei, pe strada cu umbre adânci pe care le tot așteptam să mă cuprindă, cu mult înainte de a o fi știut pe ea. Plângând în corpul de acolo, i-am spus că nu se mai termină, nu se mai termină odată, ca și cum s-ar putea sfârși de mai multe ori. Ea a plâns mângâindu-mi în fața, singure noastre săruturi, ca într-o novelă romantică, atunci au fost. A doua zi era o vreme ploioasă. Am mers pe aceeași stradă, alături politicoși și avea mâinile umede. Ca astea mai sunt multe poezii și m-am ambiționat să le scot deoparte pe cele mai frumoase poezii, alea care m-au făcut să nu simt poezia lui Mircea Cărtărescu ca pe un fundal de muzică, de jazz, în care lui Mircea Cărtărescu căreia nu-i percepe în el. Și am scos deoparte 60 de poezii pe care am avut îndrăzneala să le pun sub titlu cele mai frumoase poezii, dând o selecție a poeziilor pe care, de câte ori le citesc, mie îmi dau un foc pe și la spune. Evident că n-am să le pot reține și recita niciodată. Dar nu înseamnă că fiecare lectura lor nu mă tulbură teribil de fiecare dată. Și vă citesc ultima poezie în acest sens. După cum poate știți, dacă v-ați uitat în carte, dacă nu veți descoperi, pasajul cu moartea fratele, suicidul voluntar, îl numește episodul ăla teribil, l-a marcat un fiorător. Era un copil de 12 ani când și-a pierdut idolul. Fratele lui de 20 de ani era idolul. Și îl privea, era referința lui în viață, fratele mai mare. Deodată, cu toate calitățile din lume, pianist formidabil, om cu lecturi de mai pomenite, student la medicină, Dinu Bilac povestește exact, ne pune personajul în scenă în romanul lui. Ăsta era personajul pe care l-avea Mircea Ionescu sub ochii de zi. Și omul ăsta, deodată, iese din peisajul vieții lui. Dispare. Iese pentru totdeauna din viață. Și cum arată viața lui Mircea Ionescu? Și acum vă citesc ultima poezie. Poate reușesc să vă convin de cei care vă îndoiți că e ceva care se lasă cu fiori, poezia nu-i amintire din, amintire din copilărie. Iarăși aici pătrundem în partea secretă, acolo unde mai este nicio masă. În poeziile astea nu există maști. Iar dacă credeți, ai codul de intrare către palpitul ăsta formidabil al artistului, atunci lucrurile se schimbă. Pentru că toți ne recunoaștem în așa ceva, nu despre asta. Noaptea târziu și cu ochii măriți. Iarăși, am în minte casa aleia, știu furtea, m-am dus și m-am uitat, mi-am imaginat cum arată, cum arăta această casă cu alură de cavou, întunecată, în care fratele lui, când plecau de acasă părinții, se repezea la pian și cânta marșul primelor lui Chopin.
casa asta, cum vă spun, sumbră, în care Mircea Ivănescu dormea într-o cameră, copil fiind, și și-a așteptat fiecare seară fratele să meargă acasă. Și dacă el nu venea, nu putea adormi. Noaptea târziu și cu ochii măriți, ascultând sunetul ploii în curtea mică din spate, și știind că a trecut totul, fără putința întoarce din vremea curții de piatră. Și când așteptam pașii mizniți grei, mergeam totdeauna foarte repede. Și pe urmă, poarta scârțind și mai trebuse o zi, și puteam să adorm, venise acasă. Cu ochii deschiși și găsind simțământul de ușurare, dar și spaima, așa cum se luminează la ploaie și lumina lividă, ușurare, s-a întors acasă. Eu am acum mai mult decât Duhul vârstei lui. Și nu l-am văzut niciodată altfel decât fiind mult mai mare și mai înalt și mai împlinit decât nedesăvârșirile mele. Și acum eu aș putea să fi fost tatălui și știu cu viața lui terminată, împlinită, așa cum mi-aș fi un copil pe care nu-l mai pot în niciun fel ajuta. Și uneori, dar, sigur, mă regăsesc noaptea cu ochii deschiși, cu spaima de atunci, plouă și de târziu și încă el n-a venit. Astea sunt pentru mine, alături de multe, multe alte zeci de poezii, și fiecare trebuie să-și le descopere pe ale lui, poeziile pe care cred că atunci când te întâlnești cu ele, ai o mică comoție existențială, un șoc, care se înscrie undeva în partea cea mai frumoasă a lucrurilor frumoase din noi. Sigur că Mircea Ivănescu este greu. Nu e descoperit așa cum descoperi lirica lui Eminescu sau Varghezi pe care o avem în ureche ca fiind tonul poeziei însăși. Dar, așa cum la un moment dat de satul să asculți a 150-a oară conceptul numărul 3 de pian și orchestră de Beethoven și ajuns să descoperi quartetul pentru opus 132, cel în care Beethoven vorbește de la Ivănescu aici despre el, cel în care Beethoven aduce un cânt de mulțumire divinității într-o perioadă de convalescență și descoperi splendoarea, o față nouă a muzicii, la fel, poezia lui Mircea Ivănescu trebuie descoperită ca frumusețe ultima, cu condiția să poți să-ți lepezi cărțile lirice și tipurile lirice pe care le avem din formația noastră. Eu am avut bucuria unei frumuseți oferite de el fost noapte. Felul adevărat în care m-am întâlnit cu el nu a fost în partea asta, ci prin partea asta, pe urmă, cu umbra poeziei.